Frați și în această seară vreau să vin înainte cu o altă provocare pe care o aduce Cuvântul Dumnezeu și o aduce în mod special în acest pasaj Apostolul Pavel atunci când scrie ceul din, din Efes, și găsim această provocare în versetul pe care l-am citit, unde spune despre slujirile sau slujbele care Dumnezeu le și Hristos le-a rânduit în biserică și le spune și a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos. De multe ori ne gândim care este scopul nostru ca și Credincioși. Ce vrea Dumnezeu până la urmă de la noi? Care este scopul creștinismului? De cele mai multe ori ne gândim și eu personal mă gândesc, văzând atât de mulți oameni care au diferite religii, care e diferența? Sigur, putem să vorbim multe despre lucrul acesta, dar m-am gândit la mine personal vis-a-vis -vis de chemarea și de trăirea pe care Dumnezeu ne cheamă și mă cheamă să o am. Care e scopul lui Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu la noi? În epoca ceaușistă, cum spuneam noi, pe vremuri în România, era acea politică și dezideratul pe care îl avea politica comunistă să facă oameni noi, să facă oameni mai buni. Există de multe ori tendința noastră, ca și că din să credem că, de fapt, scopul creștinismului este acesta, să facă oameni mai buni. Vreau să vă spun că. Nu este greșit a gândi lucrul acesta, dar nu este suficient. Nu, de fapt, nu acesta este scopul și adevărul despre creștinism. Am aflat când citeam odată o carte, o afirmație pe care am să, am să vă citez, despre ceea ce înțelegea el că de fapt este creștinismul sau viața de credință. Și el spunea în felul următor, creștinismul este arta de a fi oameni întregi. Creștinismul este arta de a fi oameni maturi. Nu este suficient să spunem că scopul creștinismului este de a face oameni mai buni. E adevărat că, printre altele, noi trebuie să dovedim că sunt, suntem altfel de oameni. Dar înțelegem din ceea ce spune și Apostolul Pavel aici, în această epistolă și în aceste versete, scopul creștinismului este în definitiv și la urma urmei să facă oameni maturi. În ceea ce înseamnă învățătura pe care o găsim în special în Noul Testament, pentru că vorbim despre creștinism, de fapt aici găsim arta aceasta de a fi oameni maturi. Tot ce se întâmplă în biserică, când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citim și îl predicăm, când vorbim despre darurile pe care le primim de la Dumnezeu și slăvit să fie Domnul că suntem o biserică care credem în lucrarea Duhului Sfânt și avem în mijlocul nostru manifestarea darurilor Duhului Sfânt. E bine, toate aceste daruri pe care le-am primit datorită faptului că Iisus Hristos a înălțat la cer, tot ceea ce vorbim despre slujbele care sunt în biserică și care nu au scop de a ne pune într-o ierarhie unii față de alții. Toate aceste lucruri, dragii mei, au un singur scop: de a face din noi toți oameni maturi. Întâlnirea de la Biserică, pe lângă celelalte lucruri și gânduri pe care le avem, au scopul ca să devenim oameni mai maturi. Cântările pe care le cântăm, predicile pe care le avem, le spunem, le ascultăm, tot ce vorbim despre rugăciune, despre post. Și practicăm aceste, aceste lucruri. Toate aceste lucruri, dragii mei, au un scop. Ca noi, prin ele, să devenim oameni desăvârșiți, oameni maturi. Desăvârșiți nu înseamnă oameni perfecți. Ci desăvârșiți înseamnă nivelul pe care Dumnezeu și Hristos îl are în viața noastră, cu privire la noi. Îl are ca și scop. Dumnezeu ne cheamă ca prin toate aceste lucruri. Să zidim biserica, iată ce spune Apostolul Pavel aici, pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos. Poate că am, am, am reacționat sau am acționat altfel dacă am înțelege în fiecare zi acest lucru. Pentru că de multe ori uităm. Uităm scopul pentru care ne adunăm, scopul pentru care citim acasă Biblia, scopul pentru care ne rugăm acasă și aici. Toate aceste lucruri, dragii mei, nu sunt doar așa ca o corvoadă pentru noi. Nu sunt ca și o, o greutate care apasă pe unul O, oh, este o sacină, trebuie să o facem, trebuie să o ducem. Nu! Ele de fapt sunt în beneficiul nostru. Ele sunt Făcute sau sunt puse acolo cu scopul de a ne zidii pe noi, noi ca și biserică, să zidim biserica, trupul acesta lui Hristos. Și imediat, de fapt, zidind biserica, noi devenim niște oameni întregi, oameni maturi. Pentru că asta vrea Dumnezeu și asta vrea Hristos. Ca noi să creștem și să ne zidim în biserica lui Hristos, să fim o biserică puternică. De multe ori ne întrebăm, oare, ce înseamnă să, să fie o biserică puternică? Ce ține de biserica aceasta? Puternică financiar? Puternică ca și număr? Puternică din multitudinea de sujiri care se întâmplă în, în biserică? Sigur că face și, vis-a-vis -vis de lucrul acesta, o biserică puternică. Pentru că nu este la fel o biserică de 2-3, spunem noi, ca și una de 100 sau de 200 sau de 300. Măcar că, în paranteză fiind spus... Câteodată o biserică mai mică este mai puternică decât una mai mare. Din multe aspecte pe care nu vreau să le amintesc pentru că nu acesta este scopul predicii. Dar oricum, când vorbim despre o biserică puternică, nu despre asta este vorba. Numărul vis-a-vis -vis de anumite lucruri. Și primul element pe care îl găsim în scriptură, vorbind despre Apostolul Pavel, vis-a-vis -vis de construirea unei biserici puternice, este exact lucrul acesta. Dezvoltarea spirituală a fiecărui membru, de la nivelul sau starea de copil, de copilărie spirituală la cea de maturitate spirituală. Oricum am vrea noi, toți trecem prin faza aceasta sau prin fazele acestea. Începem ca și copii spirituali. Și apoi ar trebui să creștem, să ne dezvoltăm. Copilăria nu este un lucru greșit, să fii copil în biserică spiritual. Nu asta este o problemă. Problema este dacă nu crești la nivelul de copil, la o stare mai înaltă, de adult și apoi de matur. Există aceste stări pe care le găsim în Scriptură. Pavel vorbește despre ele, Domnul Iisus Hristos vorbește despre ele, Ioan vorbește atunci când spune copilașilor, tinerilor și părinților. Vorbim despre categorii spirituale. Există această dezvoltare sau trebuie să există această dezvoltare spirituală. Dar există un alt aspect și aici de multe ori vorbim despre el, dar nu îl includem poate în locul care îl merită în ceea ce înseamnă viderea spirituală. Al doilea element în ceea ce înseamnă construirea unei biserici puternice este consolidarea tuturor acestor credincioși într-un trup spiritual sănătos, iar capul este Hristos. Daci mei, noi nu vom putea avea o biserică puternică dacă nu există oameni care cresc de la statura de copii la maturitate și apoi împreună că dacă suntem doar oameni maturi și nu se îndeplinește al doilea element care ține de această, această unitate de consolidare noastră a tuturor împreună, unitate în trup, nu există biserică puternică. De aceea noi ne rugăm pentru unitatea bisericii. De aceea noi ne rugăm pentru a pune biserica consolidată împreună. Nu pentru a avea aceeași părere toți. Nu ca să fim de acord unii cu alții, pentru că nu se poate lucrul acesta. Nu avem cum. Noi suntem oameni diferiți, care gândim diferiți. Dar nu asta este, de fapt, scopul. Scopul este ca noi, oamenii care creștem în biserică, să creștem împreună, în același trup, care este biserica și capul este Hristos. Și atunci, spune Apostolul Pavel, avem o biserică puternică. De aceea există slujbe în biserică, de aceea există programe în biserică, slujiri în biserică, de aceea avem Cuvântul, de aceea avem toate celelalte resurse spirituale. Ca noi fiecare personal să creștem, dar nu să creștem separat, izolați undeva fiecare acasă sau eu știu în altă parte, ci să creștem împreună într-un trup sănătos, care este biserica puternică a lui Hristos, a cărui cap el este mărit să fie Domnul. Domnul. Nu uitați, dragii mei, acesta este scopul pe care Dumnezeu îl are și Hristos îl are pentru biserică. Să creștem spiritual fiecare individual și apoi împreună ca o biserică consolidată ca și trup să trăim și să aplicăm toate aceste lucruri pentru că, încă o dată spun, biserica nu este a unui om sau a altcuiva. Biserica este a Lui Hristos. Și spune la aceasta mări să fie Domnul. Oh. Întrebarea mea este, pentru noi, oare vrem noi să facem lucrul acesta? Oare înțelegem noi scopul pe care Dumnezeu și Hristos are pentru noi? Dumnezeu, Hristos, Vrea ca noi să fim oameni care să creștem înspre maturitate. Pentru că maturitatea spirituală este scopul pe care Hristos îl are pentru noi. Ne-a dat, ne dat toate resursele, a pus la îndemână tot ce avem nevoie și mări să fie Domnul că avem. Acum rămâne responsabilitatea noastră să lăsăm ca aceste lucruri să ne facă să devenim oameni maturi. Acum eu vreau să ne punem fiecare în încântarul lui Dumnezeu, al cuvântului, al Scripturii și să vedem unde stăm vis-a-vis -vis de creșterea noastră spirituală. Unde ne, ne putem poziționa. Nu vreau să fac eu lucrul acesta. Vom face imediat câteva teste mai târziu. Dar așa pentru prima imagine. Vreau să vă gândiți dumneavoastră personal și să vă gândiți unde suntem în ceea ce înseamnă creșterea spirituală. Nu unde suntem din punct de vedere a noastră, ca și credincioși. Vă spune, frate, avem 20 de ani de pocăință. Nu despre asta este vorba. Frate, dar eu fac... Nu despre asta. Vorbim despre creșterea. Unde? De unde am pornit și unde suntem astăzi? Pentru că una dintre nevoile pe care noi ca și credincioși le avem este creșterea spirituală. Nu avem dreptul să ne oprim din creștere. Nu avem dreptul să luăm pauză din creștere. Nu avem dreptul să, eu știu, să spunem, oh, cam atât pot și nu pot mai mult. Nu avem dreptul. Pentru că nu există o stare de imponderabilitate spirituală. Arunci o piatră în sus și piatra datorită forței cu care arunci, urcă, urcă, urcă și la un moment dat se oprește. Și există acolo, eu știu, o milisecundă sau poate o jumătate de secundă în care stă acolo și nu se mișcă și apoi coboară în jos. Și unii spun, eu sunt în starea aia de imponderabilitate. Nu pot să mă duc mai sus, dar oricum nu cobor. Vreau să spun, și Scriptura spune lucrul acesta, dacă nu există creștere spirituală, automat este regres spiritual. Dacă nu crești spiritual, dragul meu, frate și soră, împreună cu mine, vreau să spun că automat ai un regres spiritual. Și dacă ești sincer și dacă suntem sinceri cu noi înșine, recunoaștem lucrul acesta. Pentru că asta de fapt ne învață Scriptura și acesta este adevărul. Maturitatea spirituală trebuie să existe scop principal pentru noi și noi trebuie să avem această creștere spirituală. Dar vreau să mai spun încă ceva aici, care este, iarăși este importantă. Există nevoia de creștere spirituală. Există chemarea pentru maturitate spirituală. Și creștinismul este arta de a fi un om matur. Însă, un alt lucru pe care spune Apostolul Pavel aici este că noi nu putem să ajungem să fim oameni maturi fără de Hristos și fără de viața lui Hristos în viața noastră. Fără de a avea o relație personală cu Hristos în fiecare zi. Maturitatea noastră nu depinde de cât de înțelepți suntem noi, Și maturitatea noastră depinde de Hristos. Pentru că, știți de ce? Sigur că da, voi spune, pentru că Hristos este Cel care a murit pentru noi. Dar unii oameni pot să-L primească pe Hristos în viața lor și spun, da, eu cred în Iisus Hristos, cred că sunt mântuit, încheie legământ cu Domnul apa botezului și eu știu ce mai face altceva. Și apoi spune, da, nu atât, nu-i suficient, Hristos este Cel care ne poartă de la nivelul de copil în credință, prin fiecare stagiu de creștere, numai cu El. Pentru că noi avem aceeași natură divină cu a Lui. Sigur că da, nu vorbim despre, despre același nivel spiritual cu a Lui, nu vorbim despre natura dumnezească a Lui. Noi vorbim despre natura în care El s-a născut ca și om și a trăit aceeași natură. Și singurul care ne poate duce mai departe, care ne poate restaura, care ne poate ajuta, este Hristos. Pentru că, dați-mi voi să citesc un cuvânt de Scriptură. Ui în 1 Ioan capitolul 1, versetul 12 și 13. Dar tuturor celor ce au primit, adică ce ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și auziți, născuți nu din sânge, nu din voia fiilor, nu din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Adică, Dumnezeu prin Isus Hristos se coboară în noi, aceeași natură și schimbă și ne face să creștem în fiecare zi. Dați-mi voi să vă dau un exemplu ca să-l înțelegeți. Când eram în România, pe vremea când eram copil, erau anumite pepinării. Adică, exista plante, copaci sau chiar anumite, anumiți pomi care erau plantați de mici și creșteau. Sunt și aici, am văzut în Canada, în mod special în zonele unde sunt, unde farme. Și acolo creșteau tot felul de pomi sau chiar copaci. Și ne gândim acum la un stejar. Întrebarea mea este, un stejar, un pui de stejar, ca să folosesc o expresie românească, un copac de la acela mic plantat de stejar, are aceeași natură cu un stejar care este matur de 100 de ani? Are. Așa e că are. are. aceeași natură. Există diferență de mărime. Unul este mic, iar celălalt este mare. Exact așa este și cu noi și cu Hristos care trăiește în noi. De fapt, Hristos vine în noi și de la nivelul acela mic în care noi am început să, să slujim pe Dumnezeu ca și copil. Și Hristos ne crește în fiecare zi și ne aduce la nivelul în care El știe că noi putem să fim și vrea să fim. Adică, de un copac matur, ca să înțelegem lucrul acesta. Deci, dragii mei, este foarte simplă ecuația dacă, dacă vrem să o înțelegem. Credem în Isus Hristos, ne întoarcem la El, devenim oameni noi, născuți din Dumnezeu și Hristos, din momentul acela, în fiecare zi, pune în noi puterea și, dacă vreți, râvna și resursele ca noi să putem să ajungem desăvârșiți, oameni maturi. Până vom ajunge toți, spunea Apostolul Pavel aici, la starea de om mare, la înălțimea staturii prinătății lui Hristos. Și asta face Hristos în fiecare zi în viața noastră. De aceea este foarte important să avem o relație cu Hristos. De aceea este foarte important să lăsăm ca viața noastră să aducă, dacă vreți, prin natura aceasta, exactă și dacă vreți, nu este neapărat o copie, pentru că noi nu-l copiem pe Hristos, ci este faptul că El trăiește în noi și aduce starea noastră la nivelul pe care El știe că noi trebuie să-l avem. Și a doua provocare, și a doua întrebare. Cât de mult îl lăsăm noi pe Hristos să lucreze în viața noastră? Și vă spune, frate, dar de multe ori nu înțelegem ce înseamnă lucrul acesta. În fiecare zi, Dumnezeu lucrează în viața noastră, prin viața lui Iisus Hristos. Dacă citim Scriptura și vedem modelul prin care El a trăit, și dacă vedem modelul prin care El a vorbit, dacă vedem modelul, modelul prin care El a abordat și a tratat oamenii, toate aceste lucruri sunt lucruri pe care Hristos le are în vedere în viața noastră. Și noi trebuie să lăsăm ca acest cuvânt și această persoană a Domnului Iisus Hristos să lucreze în noi. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este, este cel mai important lucru pe care putem să-l facem pentru ca să creștem spiritual. Hristos în noi, spune la un moment dat Apostolul Pavel, nădejdea slavei. De cele mai multe ori ne gândim, Hristos în noi nădejdea slavei că ajungem în cer. Așa este, dragii mei, dar până să ajungi noi, Hristos care este noi, ne face să fim vrenici de a ajunge cu El în slavă. Și zic pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Care sunt semnele care, de, care arată dezvoltarea noastră spirituală? Care sunt semnele care, de fapt, ne arată că noi creștem spre maturitate? Sigur că da. Primul lucru care ține de maturitatea noastră spirituală este timpul. Noi nu putem să devenim maturi după două zile de pocăință. Există timp care necesită să creștem. Vedeți dumneavoastră, există nevoie de timp, este nevoie de efort, este nevoie de consecvență, este nevoie de multe lucruri care țin de, de această creștere. Dar timpul este o parte din creșterea noastră spirituală. De aceea este important din când în când să ne facem anumite măsurători, calcule, analize personale. Unde am fost și unde sunt. Pentru că dacă timpul doar trece și nu se vede nimic, atunci există o problemă. Deci, timpul este un factor care determină maturitatea noastră. În al doilea rând, ceea ce determină maturitatea noastră sunt realizările. Cât de mult am realizat noi. Vedeți, toți avem luptele noastre spirituale. Vorbim foarte practic. Suntem diferiți și fiecare avem lupta noastră spirituală. Unii au o problemă cu modul în care vorbesc. Unii au o problemă cu modul în care gândesc. Unii au o problemă vis-a-vis -vis de alte lucruri. Fiecare avem ceva care trebuie să îl îmbunătățim. Ei bine, faptul că noi creștem în spre maturitate se vede în realizările pe care le avem. În ceea ce înseamnă lucrurile care țin de noi. Ne gândim la un aspect. Ne gândim, la de exemplu, la. Hai să vorbim despre lucruri practice, despre cunoștința noastră. Că astea sunt cele mai ușor de, de, măsurat. Cum vorbim despre cunoștință? Cât de mult am realizat noi, am câștigat noi în cunoștința cuvântului? Pentru că este importantă. Faptul că citim din Biblie, faptul că noi căutăm în Scriptură anumite lucruri, cât de mult s-a îmbunătățit cunoștința noastră pentru că Hristos trebuie să fie obiectul cunoașterii noastre. Cu cât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, pe Hristos, cu atât mai mult El trăiește în viața noastră. Cât de mult realizăm noi sau cât de mult am realizat în ceea ce înseamnă stabilitatea credinței noastre. Suntem noi, cum spune aici Apostolul Pavel, să nu mai fim duși încoace și încolo de anumite învățături, de anumite... Cât de mult suntem noi stabili în credință? Pentru că asta trebuie să fie o măsură în care măsurăm maturitatea vieții noastre. Cât de mult suntem noi Fideli în ceea ce înseamnă umblarea noastră pe calea aceasta a credinței. Pentru că fidelitatea, la fel, este un mod în care ne putem verifica dacă noi am cunoscut adevărul și cunoaștem adevărul. Oare noi trăim acest adevăr? Oare noi vorbim acest adevăr? Pentru că dacă nu suntem fideli adevărului, înseamnă că avem o problemă cu creșterea spirituală. Și atât sunt anumite lucruri prin care ne putem verifica. Pentru că, repet, Maturitatea spirituală se vede în realizările pe care le vedem în viața noastră că le se întâmplă. Și fiecare ne putem verifica la aceste aspecte. Pentru că, dragii mei, degeaba avem, adunăm timp, avem ani în biserică și anii trec și zilele trec și viața noastră se duce încet, încet. Și întrebarea este cât de mult am crescut? cât de mult devenim noi oameni maturi. Dacă am rămas aceiași oameni ă, acri, zeci de ani de zile și nu s-a schimbat nimic. Dacă am rămas aceiași oameni, eu știu, tot timpul supărați sau supărăcioși. Dacă am rămas aceiași oameni care nu avem decât, eu știu, ideile noastre și nimeni nu ne poate schimba de parcă noi am înțeles tot timpul adevărul și nu mai există altul. S-ar putea să avem o problemă. Pentru că există aceste lucruri care le putem verifica. Timpul și apoi realizările. În timp de un an de zile, când noi oricum facem la începutul anului sau la sfârșitul anului, depinde când ne aducem aminte anumite, eu știu, promisiuni. Doamne, dacă mai dai un an, vreau să spun că mă îndrept. Și mă îndrept în lucru ăsta, 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 sau fac cu tare și cu tare lucru. Și a trecut anul. Și uităm să stăm să ne verificăm. Ori Biblia ne spune în această seară că Dumnezeu vrea să creștem spiritual, spre maturitate, ca să putem să facem noi împreună o biserică puternică, ca să putem să vedem lucrul acesta. Trebuie să ne gândim timpul care a trecut și realizările care am avut în viața noastră. Dacă nu sunt, atunci trebuie să încercăm să repunem din nou prioritățile. Hristos trebuie să fie cel care să fie cel mai important în viața noastră. Pe El să sujim, pe El să-L urmăm și El să fie cel care să ne conducă. Și dacă sunteți de acord cu lucrul acesta și nu cred că nu sunteți, să spunem din toată inima, mări să fie Domnul. Deci există nevoia de maturitate. Există posibilitatea de a ne verifica timpul și realizările. Vreau să vedem că există și teste. Te poți testa. Cel mai important lucru este atunci când vrei să vezi dacă ai o boală sau nu, te testezi. Există, pentru noi, de exemplu, care suntem șoferi profesioniști, un anumit timp, un barend de timp, când spune, acum trebuie să mergi să-ți faci din nou toate analizele. Și te duci la medic și îți ia absolut tot. Fiecare lucru în parte îți analizează și spune, bun, îți trimit testele să vedem cum ies. Și dacă ești bun, mergi mai departe. Știți că și pentru maturitate sunt teste. Te poți verifica dacă ești matur. Nu știi, spun mai parcă nu știu, parcă am crescut puțin, dar nu atât de mult cât, parcă există să mișcă ceva. Vreau să vă dau acum la încheiere câteva teste ale maturității spirituale. Și fiecare ne putem verifica în lumina acestor, acestor teste care sunt până la urmă din Scriptură. Din Scriptură. În primul rând există testul maturității atunci când vorbim despre presiune, despre... Lucrurile care ne afectează. Maturitatea se vede sub presiune. Maturitatea se vede sub presiune. Acum, nu neapărat încercările, nu neapărat, eu știu, prigoana, dar sunt tot felul de presiuni. Tot felul de lucruri care vin. Ești într-un într într trafic așa aglomerat și ești la volan. Și începe să vină presiunea. Și vreau să vă spun că pentru mine presiunea aceasta este. În fiecare zi și poate la fiecare minut. Și aici mă verific cât sunt de, de matur. Și există presiune, și îl vezi pe unul că se bagă înaintea ta și eu știu, stai calea și și atunci reacționez. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Este un test al maturității spirituale. Presiunea este un test al maturității spirituale. Încercarea. Prigoana spunea la un moment dat Apostolul Iacov în Iacov, capitolul 1, versetul 2, spunea așa, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează, lucrează răbdarea. Dar răbdarea trebuie să-și facă ce? De lucrarea. Care este lucrarea aceasta? Care? Așa numai ca să ne pune Domnul la încercare. Auziți ce spune mai departe. Pentru ca să fiți desăvârșiți și întregi. Când ești pus sau ești pusă sub presiune, cum reacționez? Cum reacționez? Care este atitudinea ta? Ce sunt, cum sunt lucrurile pe care, pe care le, 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 spui? Sau ce lucruri spui? Pentru că, dragii mei, este acest adevăr. Maturitatea mea și maturitatea mea tale se vede sub presiune. Și Dumnezeu câteodată ne lasă sub presiune. Câteodată suntem nedreptățiți. Suntem nedreptățiți. Poți să fii nedreptățit afară, în lumea aceasta, poți să fii nedreptățit în biserică, oriunde ai fi. Sub această presiune, când ești nedreptățit, care este atitudinea ta? Pentru că în funcție de atitudinea pe care o ai, se vede maturitatea pe care o ai. Iată ce spune Apostolul Pavel Corintenilor, capitolul 6, 1 Corinten 6 cu 7. Chiar, chiar faptul că aveți între voi judecăți este un cusur. Dacă dumneatale mă judești pe mine, înseamnă că ai o problemă cu maturitatea. S-ar putea să ai dreptate, s-ar putea să, eu știu, dar faptul că noi judecăm, ne judecăm unii pe alții, este un semn că nu avem maturitate spirituală. Și dacă eu fac lucrul acesta, înseamnă că am o problemă. Pentru că, vedeți dumneavoastră, Maturitatea noastră nu este ceva care o poți pune așa după un metru, spui atâta maturitate. De 90 cm, mai am un metru, puțin până la un metru. Nu, nu, nu. Maturitatea se vede în fiecare zi, în viața noastră și se vede. Testul maturității noastre se vede sub presiune. Se vede sub presiune. La această seară, mă rog, Dumnezeu să ne dea o maturitate sfântă și bună și desăvârșită. Și dacă nu avem Fraților, nu pentru mine o faceți. Nu pentru biserică. Măcar că biserica contează de ceea ce noi suntem ca și oameni pe maturitatea noastră. O facem pentru noi. Pentru că Dumnezeu și Hristos ne vrea oameni maturi. Și zic pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Maturitatea noastră se vede în sensibilitatea la nevoile altora. Cât de sensibili suntem noi la nevoia? Nu, las Vreau, vreau să fac aici o paranteză care cred că este foarte binevenită. Nu la nevoia prietenilor noștri. Nu la nevoia celor la care, de care îmi place. Nu la nevoia celor care cred eu că merită. Nu. Maturitatea noastră se vede la nevoile altora. Poate să fie cineva din casa ta, poate să fie cineva din cercul tău de prieteni, poate să fie cineva din biserica unde ești. Sau poate să fie cineva din afară. Și dați-mi să vă spun, dragii mei, nu este vorba doar despre nevoile financiare. Că noi de cele mai multe ori ne gândim la nevoile financiare și aici am putea să dăm exemplu. Ajutorurile pe care le facem, dar există și nevoi spirituale pe care alții le au. Și pe unii nu le interesează pentru că, oricum, ce? nu e din cercul meu de prieteni, nu e din frații mei, din familia mea. Vreau să vă spun ceva, ceea ce spune. Aici scriptura, maturitatea noastră se vede în felul în care noi simțim cu alții, în toate aspectele vieții noastre. Dacă pot să dau un ban lui pentru că mi este prieten, trebuie să pot să-l ajung și pe celălalt care nu-l cunosc sau care nu mi este prieten. Dacă mă pot ruga pentru cineva care este din familia mea, eu pot și ar trebui să mă pot ruga pentru orice om. Chiar dacă mi este vrăjmaș. Pentru că aici se vede maturitatea mea. Aici se vede maturitatea mea. În funcție de cum răspund și cât de sensibil sunt la nevoile altora. Altfel, dragii mei, vă spun în dreptul meu. Degeaba vin aici și vă predic. Că pe dumneavoastră, oricum, vă pot păcăli. Dar pe Dumnezeu nu pot păcăli. Degeaba vin aici și mă dau drept altul. Că. Pe oameni poți să pot să înșel, pe Dumnezeu nu poți să-l înșel. Dumnezeu se uită la inima noastră. Se uită la cât de sensibil sunt eu la nevoile altora. Pentru că sensibilitatea face parte din examenul maturității noastre. Dacă suntem oameni maturi, atunci am sensibilitate și pot să răspund la nevoia oricărui om. Fie că este vorba de nevoie financiară, fie că este vorba de nevoie spirituală. Și este un test. Și trebuie să ne facem testul. Pentru că mai am încă, mai am încă unul. Maturitatea noastră spirituală se vede în modul în care ne stăpânim euul nostru. Se vede în modul în care ne stăpânim pe noi înșine. Iacov, același Iacov spunea în capitolul 4, versetul 1 la 4. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Dragii mei, un om matur este un om care nu doar știe, ci el își stăpânește mădularele sau își stăpânește eu lui. Pentru că, repet, firea noastră diferă unii față de alții. Spuneam că unii sunt mai supărăcioși și supărarea aceasta este foarte, foarte dăunătoare. Sigur că am putea spune, dar frate, uite ce mi-a făcut, sau uite ce mi-a spus. Dar oricum, firea ta este supărătoare și dacă, și dacă nu mă trece pe lângă tine și nu, nu te salută pentru că, eu știu, a făcut ceva, firea aceasta supărătoare trebuie să fie controlată, pentru că aduce foarte multe dezavantaje în creșterea spirituală. Apoi există în noi această fire, eu știu, suprasensibilă sau poate uh, o fire plină de ambiție sau poate suntem oameni care, cum spuneam înainte, avem boala aceasta de a judeca pe alții. Sau poate că suntem oameni care întotdeauna uh, avem doar cel cu nostru sau vorbim doar frumos numai cu unii. Dragul meu, indiferent care ar fi starea noastră, există această, uh, acest examen pe care trebuie să-l dăm și trebuie să-l punem ca un test. Cât de mult noi ne putem stăpâni firea noastră pământească și apucăturile noastre pe care le avem. În funcție de asta, se vede maturitatea noastră. Se vede acasă. Acasă în relația pe care o ai dacă ești uh, căsătorit, soț cu soție și soție cu soț. Se vede acasă dacă ești tânăr, în relația pe care o ai cu părinții. Tânăr sau mai puțin tânăr, nu are importanță. Atâta timp cât ai părinți, deja ești un copil. Se vede în biserică. Cât de mult ne putem noi accepta și cât de mult ne putem noi stăpâni eu nostru ca să nu, eu știu, să facem ca să sufere, cum spunea la un moment dat Apostolul Pavel și alte mădulare. Astea sunt lucruri practice, dragii mei. Teoriile sunt foarte importante ca să ne învețe. Practica este cea care pune în aplicare teoria. Vrei să vedem dacă, sau vrei să vezi dacă ești un om matur? Atunci Vreau să spun ceva. Verifică, verifică și verifică cât de mult poți să stăpânești firea. Că dacă nu poți să o stăpânești, pentru că spui, am cum, nu pot, așa sunt eu, m-am născut, așa a fost în genele mele, din părinții mei și din stră, stră, bunicii mei, de la, eu știu, de la Traian și de la Decebal. Nu, nu, nu. Noi vorbim aici despre, despre lupta aceasta în care Hristos ne ajută. Dacă nu, atunci, dați-mi voie să vă spun, Dați-mi voi să vă spun și nu spun așa pur și simplu ca să o rând de asta. Degeaba! Degeaba vorbim, degeaba ne lăudăm, degeaba spunem că noi trebuie să dovedim că ajungem sau creștem în maturitate în toate aceste teste. În toate aceste teste. Pentru că Dumnezeu n-a spus în lucruri fantastice. Pavel n-a spus, o, oh, dacă faceți așa, s-ar putea să ajungeți acolo. Pavel a spus, Acestea sunt scopurile pe care Hristos le are pentru Biserică. Ca noi să devenim o Biserică puternică, și o Biserică puternică este construită pe acești oameni credincioși, copii ai Dumnezeu, care sunt maturi. Și mă rog din toată inima, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și vreau să le închei. Măcar că ar fi mai multe lucruri de spus. Dar cred că aceste trei lucruri, trei teste care le-am spus la sfârșit și faptul că am vorbit despre nevoia aceasta de maturitate, cred că sunt suficient. Doar ce trebuie să facem noi este să mergem acasă și să ne rugăm lui Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun ceva ca o concluzie. Există o maturitate care se poate vedea și în felul în care ne rugăm. În rugăciune. Noi nu putem să-l manipulăm pe Dumnezeu. Nu avem cum. Și nu asta înseamnă rugăciune. Rugăciune nu înseamnă a-l manipula pe Dumnezeu. Rugăciunea nu înseamnă, eu știu, al a pune pe Dumnezeu, spui, Doamne, dacă Tu nu poți să faci lucrul ăsta, înseamnă că nu se mai poate împlini, nu. Rugăciunea înseamnă, de fapt, a recunoaște suverenitatea lui Dumnezeu peste toate lucrurile și a ne pune pe noi, deschizându-ne inima noastră și întreaga noastră ființă, la dispoziția lui Dumnezeu. Vrem să fim oameni maturi, Dumnezeu ne cheamă să spunem, Doamne, aici sunt. Am înțeles în această seară că trebuie să ajung la o stare de maturitate. Mă uit la timpul care a trecut de când te-am primit pe tine în viața mea. Și am văzut, dar nu sunt foarte multe lucruri care s-au schimbat, dar vreau să schimb lucruri în viața mea și vreau să le schimb împreună cu tine. Și asta este fapt, este rugăciunea pe care Dumnezeu și Hristos așteaptă de la noi. Și apoi mergând în fiecare zi, să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să creștem spre maturitate. Dragii mei, și surori, vor veni vremuri în care maturitatea noastră va fi testată și prin prigoană sau știu prin alte lucruri. Dar astea sunt lucruri care nu le avem acum. Și nu ne putem verifica maturitatea în acele lucruri, în acele teste. Dar avem lucruri care le putem testa în fiecare zi în viața noastră. Și mă rog în această seară Dumnezeu pe toți să ne ajute. Să dorim ca să fim oameni maturi atunci când există presiune, să fim oameni care să ne putem controla viața noastră, să ne putem controla eu nostru și să putem să fim oameni care întotdeauna să fim disponibili ajuta pe alții în tot ceea ce înseamnă nevoile lor. Și în aceste trei teste, dacă Dumnezeu ne ajută și noi ne punem la dispoziția Lui, vom putea să mergem un pas înainte. Și apoi Dumnezeu ne va descoperi alte, alte metode prin care să putem să îl slujim pe El. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Maturitatea spirituală, dragii mei, este la dispoziția noastră, este disponibilă pentru noi, este aplicabilă pentru noi și este pentru fiecare dintre noi. La aceasta Dumnezeu ne cheamă și zic pe toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. Amin.